Triptic Cervantes. El viejo celoso. Bătrânul gelos. Traducere de Ileana Georgescu. Signora Lorenza, signora Lorenza. Curată minune a fost signora Orticoza, curată minune! Că cel care mi-aduce mâhnire, juh și disperare, n-a ferecat ușa. N-a ferecat ușa, aceasta e prima zi de când m-am căsătorit cu el în care vorbesc cu cineva din afară acasă. Ei, nu se poate. Vedea la afară din viață pe el și pe cine m-a căsătorit cu el. Lasă asta, Donia Lorenza, lasă asta, nu te mai cări atât, căci cu o căldare veche se cumpără alta nouă. Cu astfel de vorbe și zicale și cu altele asemănătoare m-au amăgit. Blestemat să fie banii, blestemat să fie giuvaierurile, potoabele și blestemat să fie tot ce-mi dă și-mi promite. Doamne, la ce folosesc mie toate astea? Dacă în mijlocul bogăției sunt săracă și în mijlocul belșugului sunt flămândă. E adevărat, mătușa, ai dreptate, că și mie mi-ar plăcea mai degrabă să umblu cu o zdreanță în spate și cu una în față, dar să am un bărbat tânăr decât să mă văd căsătorită și împotmolită cu bătrânelul ăsta putre pe care l-ai luat de bărbat. Și cum l-am luat? Păi eu l-am luat, Cristina. Mă jur, nepoată, că mi l-a dat cine a avut căderea. Dar eu, ca fată tânără ce mă aflam, am preferat să ascult decât să mă împotrivesc. Dacă aș fi avut experiența acestor lucruri, mai bine mi-aș fi mușcat limba decât să spun acel da care se rostește cu două litere și te face să plângi 2000 de ani. Doamne, a furisit bătrân toată noaptea. La usăm oala de noapte, scoală de creștinică și încălzește-mi niște cârpe, că mor de durere, de șale și dă-mi somn dacă mă Sonda! Că în odaia lui sunt mai multe unsuri și medicamente decât într-o farmacie și eu abia apuc să mă îmbrac, că și trebuie să fac pe infirmieră. Of, bătrân ramolit, pe cât de dărâmat, pe atât de gelos, dar vă spun cel mai gelos din lumea asta. Da, adevăr grește, nepoata. E bine, Doña Lorenza, dumneavoastră să faceți ce v-am sfătuit și o să vedeți ce bine vă veți simți urmând un scoat. Tânărul pe care o să vi-l aduc e ca un cireș verde. Iubește bine, știe să tacă și să fie recunoscător pentru ceea ce se face pentru el. Iar gelozia și bănuiala bătrânului nu ne dau loc la întrebări și nici la răspunsuri. Deci, așa cum am stabilit, eu o să-l bag pe tânăr în odaia dumneavoastră și o să-l scot, chiar dacă bătrânul ar avea mai mulți ochi decât Argus și ar vedea mai bine decât unul dintre acei vrăjitori despre care se spune că văd la 7 stânge în sub pământ. Cum sunt novice, sunt temătoare și n-aș vrea ca în schimbul plăcerii să-mi risc onoare. Ei, signora Lorenza! Mătușică, eu știu că aș face tot ce a spus signora Ortigosa fără să schimb ochiul. Da, onoarea, nepoată. Dar plăcerea, mătușă. Și dacă se află. Și dacă nu se află. Și cine mă asigură pe mine că n-o să se afle? Cine? Grija cuvenită, agerimea, dibăceșe și mai ales curajul și silințele mele. Ascultă,
Seniora Ortigosa? Da. Adel drăguț, Fercheș, Isteț, puțin te-l întreznăci mai cu seamă tânăr, seniora. Da, dar aceste calități le are cel la care m-am gândit. Și încă două pe deasupra. Ești și bogat și darnic. Nu, eu nu vreau bogății, seniora Ortigosa, căci îmi prisosesc ciuvaierurile. Nici măcar asta nu pot să mai doresc. Dumnezeu să-i dea sănătate lui Canisares. Mă îmbracă de parcă aș fi scoasă din cutie și sunt gătită cu mai multe giuvaieruri decât vitrina unui argintar bogat. Da, dacă n-ar bate în cuie ferestrele, n-ar încuia ușile, n-ar răscoli casa în fiecare ceas al zilei, n-ar alunga din ea motanii și câinii... motanii și câinii, numai pentru că sunt de sex bărbătesc. E, dacă n-ar face toate astea și multe altele cu bănuielile lui... I-aș ierta darurile și favorurile. Sfântă fecioară, dar chiar atât de gelos este. Ah, și încă cum, zilele trecute, i s-a oferit o tapiserie la un preț foarte avantajos. Și pentru că era cu figuri omenești, n-a vrut-o. Cum? N-a vrut-o și a cumpărat alta cu peisaje. Mai scumpă, deși nu era la fel de frumoasă. Iisuse Hristoase! 7 uși! Sunt până la odaia mea. 7 uși în afară de ușa dinspre stradă și toate sunt încuiate cu cheie. Seniora Lorenza! Toate și n-am putut să descoper unde le ascunde noaptea. Mătușă, cred că ascunde șperaclul între poalele cămășii de noapte. Nu, să nu crezi așa ceva, nepoată. Căci eu dorm cu el și niciodată n-am văzut, niciodată n-am simțit că ar avea vreo cheie. Dar și pe deasupra mai umblă și toată noaptea ca o fantomă prin casă și dacă se cânte cumva pe stradă, așa? Aruncă gândăreți cu pietre ca să plece. Hai mai văzut așa ceva, e un afurisit, un vrăjitor, un babalâc. Și asta ajunge, ce să mai adaugă ceva? Seniora Ortigosa. Seniora Lorenza. Seniora Ortigosa, du-te. Du-te să nu se întoarcă ursuzul și să te găsească aici cu mine, că ce-ar însemna să stricăm totul. Și ceea ce ai de făcut, fă numai decât. Of, Doamne, sunt atât de amărâtă că nu-mi rămâne decât să-mi pun ștreangul de gât și să termin cu viața asta nenorocită. Ei, seniora Lorenza, mă duc în viața pe care o să începeți acum. O să vă scape de silă și o să vă dea o dispoziție mai bună care să vă aducă mai multă mulțumire. Doamne, mi-aș da și un deget de la mână numai să se întâmple așa, căci o iubesc mult, mult pe mătușa și mă topesc văzând-o atât de îngândurată și mâhnită în puterea acestui bătrân, prea bătrân și mai mult și mai mult decât bătrân, că nu mă mai satur spunându-i bătrân. Da, dar el te iubește, Cristina. Și cu asta nu mai e bătrân? Am auzit spunându-se că bătrânii țin întotdeauna la fete tinere. Asta așa e, Cristina. Doamnele mele, pe curând, deci după ce mănânc, mă întorc. Domnia voastră, seniora Lorenza, să rămână neschimbată în cele ce ne-am înțeles. Și o să vedeți ce bine o să ducem la capăt tot. Pe curând, seniora Ortigosa, ai îndură-te și adă-mi și mie un călugăraș mititel cu care să petrec. O să te aduc, dragă Cristina. Ai cuvântul meu că ți-l aduc. La revedere, doamnele mele. La revedere. Ascultă, mătușa, dacă Ortigosa ți aduce un tânăr, iar mie un călugăraș, și dacă îi vede stăpânul, nu ne mai rămânem decât să punem cu toții mâna pe el, să-l strângem de gât și să-l aruncăm în puț sau să-l îngropăm în graș. Doamne, Cristina, una ca tine e în stare nu numai să o spună, dar și să o facă. Păi atunci să nu mai fie bătrânul gelos și să ne lase să trăim în pace, că nu-i facem niciun rău și o să ducem o viață de sfinte. Hai, Cristina, hai! Hai să mergem la noi! Cu metre, bătrânul de 70 de ani care se însoară cu o fată de 15 ani, ori e lipsit de minte, ori i-a venit poftă să viziteze cât mai degrabă lumea cealaltă. Abia m-am căsătorit cu doamna Lorenza, gândind că voi găsi în ea tovărășie și desfătare și pe cineva care să fie la căpătâiul meu și să mă închidă ochii în ceasul morții. S-au și năpustit pe mine droaie de neliniști
și de necazuri și de... aveam casă și mi-a trebuit căsătorie. Eram tihnit și m-am însurat. Cum metrile Canisares. A fost o greșeală, dar nu prea mare. Că după cum spune apostolul, e mai bine să te căsătorești decât să te pârjolești. Păi nu, că n-avea ce să se pârjolească în mine cu metre, nu? Căci la cea mai mică vâlvătaie n-ar fi rămas din mine decât cenușă. Căsătorii am vrut, căsătorii am căutat, căsătorii am găsit. Dumnezeu, care e mare, o să găsească el leacă. Ești gelos cu metre Canisares? Pe soarele care o privește pe Lorenzita, pe aerul care o atinge, pe fusele care învăluie piciorul și le-am... Ai motive? Nu, că n-am nici urmă, nu are nici de ce, nici cum, nici când. Nici unde. No. Ferestrele pe lângă că sunt încuiate, uite. Sunt întărite cu zăbrele și cu obloane. Ușile nu se deschid niciodată. Nici o vecină nu-mi trece pragul și nu-l va trece atât timp cât Dumnezeu îmi dă viață. Ia seama cu metre. Gândurile cele vinovate nu le vin femeilor când merg la aniversări, procesiuni sau la alte petreceri publice. Na? În altă parte se pierd și se vatămă ele. Și anume în casa vecinilor și a prietenilor nenorocite. Așa cred și eu. Dar dacă seniora Doña Lorenza nu iese din casă și nimeni nu va intra în casă, de ce ești cu metre nemulțumit? De faptul că nu va trece mult timp până ce Lorenzica va afla ce îi lipsește și va fi o situație îngrozitoare, cu metri atât de îngrozitoare, încât numai gândindu-mă mă tem și temându-mă disper și dispărând, trăiesc ca vai de lumea. Și pe bună dreptate poți nutri asemenea teamă, deoarece... Femeile vor să se bucure pe de-a întregul de fructele căsătoriei. A mea se bucură de ele îndoite. Aici e buba cu metri. Nu, nici gând de așa ceva, nu. Căci Lorenzica e mai neștiutoare decât o porumbiță și nici acum nu înțelege nimic din aceste subînțelesuri. Gata, cu bine cu metri, că vreau să intru în casă. Și eu vreau să intru și să o văd pe seniora Doña Lorenza. Trebuie să știi cu metri că eu am un principiu. Prietenul meu până la ușă. Nimeni nu trebuie să-mi treacă pragul, așa că la revedere cu metre și cu iertăciune. În viața mea n-am văzut un om mai ascuns, nici mai gelos, nici mai desuperit. Dar e dintre aceia care întotdeauna sfârșesc prin a muri de rău de care se tem. Mătușa, mult mai întârzie unchiul și mai mult încă și vecina ortigosa. Bine ar fi să nu vină nici el, nici ea, pentru că el mă scoate din sărite și ea mă tulbură. N-ai decât să încerci, seniora, și dacă nu iese bine, dă-i cu piciorul. Nepoată, lucrurile astea ori nu mă prea pricep eu, ori răul stă tocmai în a le încerca. Pe cuvântul meu, mătușă, că ești lipsită de curaj și că eu, dacă aș avea vârsta dumitale, nu m-aș speria nici măcar de bărbați înarmați. Îți spun încă o dată și îți voi spune de mii de ori că satana vorbește prin gura ta. Ce face? Vine bărbatul, face. Deschide probabil cu șperac. Fie ale dracului cheile și șperacurile. Cu cine vorbeai, Doña Lorenza? Vorbeam cu Cristinica. Gândește-te bine, Doña Lorenza, gândește-te. Spun că vorbeam cu Cristinica. Cu cine puteam să vorbesc? Am eu norocul să am cu cine vorbi? N-aș vrea să vorbești cu tine însăți, că asta ar putea să se întoarcă împotriva mea. Nu înțeleg vorbele astea ocolite și nici nu vreau să le înțeleg și hai să petrecem sărbătoarea în pace. N-aș vrea nici ajunul să-l petrec în război cu tine. Nu vreau. Cine bate la ușă cu atâta nerăbdare? Vezi, Cristinica, cine e? Du-te și vezi. Dacă e vreun sărac, dă-i de pomană și arungă-l afară. Cine e acolo? E vecina Ortigoza, signora Cristina. Ortigoza, Doamne, apără-mă. Întreabă Cristina ce dorește și dă-i ce vrea.
cu condiția să nu treacă pragul casei. Ce dorește, doamna vecină? Oh, numele de vecină mă tulbură și mă neliniștește. Spune-i pe nume, Cristina, zi Ortigosa, zi. Spune-ți ce doriți, seniora Ortigosa. Vreau să-l rog pe senior comisar, spun lucru care onoarea, viața și sufletul meu sunt în joc. Spune-ne, poate, doamne, acestea, că și la mine sunt în joc toate astea și mai spune să nu intre înăuntru, să nu treacă. Iisuse, ce fire, ce fire ciudată. Păi, dar nu sunt aici în fața ta. O să mă mănânce din ochi, o să mă răpească prin aer. Să intre, să intre și cu ea 100.000 de draci, dacă așa ți-e voia. Uite, să intre, foc. Intră, doamnă vecină, intră. Blestemat nume pentru mine cel de vecină, blestemat. Stimate, senior canisare, sluga. Mișcată și îndemnată de bunul renume al înălțimii voastre de milostenia și de numeroasele dumneavoastră pomeni, am îndrăznit să viu, să rog pe înălțimea voastră să-mi faceți marea favoare de a-mi cumpăra acest marochin. Ia priviți-l, ia priviți-l. Știți, am un fiu închis pentru că a rănit pe cineva. Și justiția ordonea să dea declarație chirurgul, iar eu n-am cu ce să-l plătesc. Și fiul meu în pericol să-i se mai aducă și alte acuzații. Și ea să-i scot asta o mâine, dacă e cu putință din închisoare. Lucrătura e bună, signor. Că ni s-a râs marochinul, e nou. Ia apucați de capătul acesta, signora, ia apucați de capătul acesta să-l despăturim. Da, să nu creadă, signor, că există înșelăciune în cuvintele mele. Așa, ia ridicați mai sus. Cristina, ține. Ocupați toată camera. Hai, signora, priveți-l cât e de lung. E mare. Iar figurile pictate par vii. Intră din vintre. Da, signora Ortigosa. Hai! Ce? Ce asta? Ce? Cerodamonte Chipeș. Ce caută domnul ăsta mascat pe covor în casa mea? Dacă aș ști că sunt eu de doritor de asemenea lucruri și de oameni învăluiți în mantii, să lăs mânta. Ce caută? Unchiule, eu nu știu nimic despre mascați și dacă el a intrat în casa să spui, să știi că eu nu sunt de vină, signora Ortigosa e de vină. Pe mine să mă ia necuratul dacă am spus sau am făcut ceva pentru ca el să intre, mă jur pe sufletul meu, unchiule. Poate eu văd prea bine că signora Ortigosa poartă vira, dar n-am de ce să mă mir, căci ea nu cunoaște firea mea și nu știe cât urăsc eu asemenea picturi pe covoare. Despre picturi vorbește, Cristina, vezi? E despre altceva. Nici nu și-a dat seama că tânărul pe care l-a adus signora Ortigosa a ieșit de sub marochin și stă în fața lui și a noastră viu în carne și oase. Ce Dumnezeu? Ia să strici totul. Nu-l vezi pe bărbatul meu cât e de orbit. Nu-ți dai seama că n-a priceput nimic. Uf! Doamne, apără-mă! Mi-a venit inima la loc, căci o cam luase razna. Am crezut o clipă că a înțeles totul, am crezut că l-a văzut pe tine. Ce? Ce șușotiți acolo? Signora Ortigosa, eu nu îndrăgesc figurile mascate, nici pe cele care au de gând să se mascheze. Uite, ia galbeni ăștia cu care vei putea să-ți acoperi nevoie și pleacă. Pleacă din casa mea cât mai degrabă, du-te. Adică imediat să pleci. Și ia și covor, ia marochii. Să trăiți înălțimea voastră mulți ani împreună cu seniora, soția dumneavoastră, pe care o implori să-mi poruncească și eu voi servi zi și noapte. Zi și noapte cu viața și cu suflet. Seniora Ortigosa, scurtează și du-te. Senior Canizares, dacă seniora are nevoie de vreun plastoie pentru mama, am minunate, iar pentru durerile de măsele știu unde scântec care ia parcă durerea cu mâna. Trează-vă, signor Ortigosa, că Doña Lorenza nu are mamă, nici dureri de măsele, le are pe toate tezele și dregi și în viața ei nu și-a scos robosea, gata. Dar și le va scoate cu voia lui Dumnezeu, pentru că va trăi mulți ani de viață, iar bătrânețea e moartea dinților. Pentru Dumnezeu nu e oare cu putință să-mi dea pace vecina asta, Ortigosa, du-te, bă, cu domnul, du-te, pleacă. Cerere îndreptățită și să nu vă supărați înălțimea voastră, că Lasă-mă liniștit. La revedere! La revedere, signora Ortigosa! Vecinele!
Opărit am mai rămas de bunele cuvinte ale acestei vecine, fiindcă au fost rostite de gură de vecină spurcată. Ce fire de barbar și de sălbatic ai. E, ce-a spus vecina asta ca să-i porți pică? Ce-a spus? Toate faptele bune le transformi în păcate de moarte. I-ai dat 2 duzini de reali și ai însoțit-o cu 2 duzini de ocări gură de lup. Limbă de scorpion, hambar cu perfidie ce ești. Nu răspândi grăunțele în vânt. Mi se pare potrivit să pledeze atâta pentru vecina asta ta. Matușa, intră acolo înăuntru și vezi-ți de treabă și lasă-l pe unchiul, că pare supărat. Așa voi face nepoata. Și poate că nici nu să-mi vadă chipul vreo 2 ceasuri. Și pe cuvântul meu că o să-l fac chiar fără voie să înghită tot hapul ăsta. Cristinica, ce dorești, mătușă? Dacă știi ce amorez mi-a părăsit norocul. Ce? Cristinica! Da? E tânăr, e chipeș, cu părul negru și cu o gură ce miroase a floare de portocal. Iisuse, ce nebunie, ce copilărie, mătușă, te-ai zmintit? Băi, n-am o nebunie, am mintea întreagă și... Într-adevăr, dacă l-ai vedea, s-ar umple sufletul de bucurie. Cristinica, Iisuse, ce nebunie! Unchiule, Ciardo, Ciardo, ca să nu mai îndrăznească nici măcar în glumă să spună lucruri necuvincioase. De ce te prostești, Lorenza? Pe cuvântul meu că nu mă arde de asemenea glume. Dar nu sunt glume, ci adevăruri. Cu ce? Ci încă cel mai dulce adevăr de felul acesta. Iisuse, ce nebunie, ce copilărie, ce nebunie. Auzi, Matușa, spune-mi acolo și călugărașul meu. Nu, nepoată, dar are să vină altă dată, dacă vrea vecina Orticoza. Lorenza, spune ce vrei, dar nu pomeni cuvântul vecină, că-și tremură carnea pe mine când l-aud. Și mie îmi tremură carnea. Datorită vecinei. Iisuse, ce nebunie. Ce copilărie, omule. Da, ce? De-abia acum văd cine ești, bătrân blestemat. De cum, bătrân, acolo? Deci până acum am trăit amăgită de tine. Ciardo, că e o nerușinată, te rog, e nerușinată. Vreau să-i spălui, amorez puțina barbă pe care o are cu lighean plin cu apă în miresmată. Căci chipul lui e ca al unui înger sucrăfit. Iisuse, ce nebunie, ce copilărie! Fă bucățile! Da, bucățile! Bucăți s-o faci! N-am s-o fac bucăți pe ea! Nu, ci ușa care o ascunde! N-ai de ce! Iată-o deschisă! Intră! Și vei vedea că e adevărat tot ce ți-am spus! Da, bine, deși știu că glumești, uite, voi intra ca să te împac! Nu! Primește-te, mei! Vecina e nepricepată! Să oprește-te! Așa! Asta, mei! Și îți fie învățătura de mic de nas! Așa! Oprește-te! Aruncă-ne aici de mără de acolo peste la asta! Te lasă, o să mă duc să-mi cer ochii! Nu mai văd nimic! Nu mai văd! Unchiule, haide! Pe aici! Așa, se pare că a reușit tot ce le-am pus în gând. Sper să se fi învățat cu adevărat minte. Tinere, acum pleacă. N-ar fi bine să te găsească aici. Pentru început, nu, e destul. Prea bine, Doña Lorenza. În nume Dumnezeu, Lorenza, era cât pe aici să mă urmări. La dracu cu glumele astea, care sunt aruncate în ochi. Te rog, grad. Ce? Ce spui? Mai. Priviți! De ce deschizi fereastra? Oameni buni!
Sardo, și reaveți cu cine m-a căsătorit poarta? Cu omul cel mai viclean din lume. Luați seama cât de puțin îmi prețuiește cinsta și încrederea, căci din bănuieli face lucruri sigure, din minciuni adevărul. Ah, cum ia de-a buna glumele și cum preface veselia-n pleșteu. Ah, mi se sfâșie inima. Cătușa, te rog, te rog, nu mai țipa așa că se adună vecinii. Deschide-mi ușile! Deschide-ți vedească de nu le topor la pământ! Deschide, Cristina, deschide să afle toată lumea nevinovăția mea și răutatea acestui... bătrân! Da, bă, domnule, credeam că-ți bat joc. Lorența, stai! Dar ce e asta aici? Ce ceartă mai e și asta? Cine a țipat așa? Senior alguazil, nu e nimic. Gâlcevi între bărbați și nevastă care trec ușor. Doamne Dumnezeule, camarazii mei și cu mine, care suntem muzicanți, eram aici pe aproape la o nuntă și am alergat de grabă temători, auzind strigăte, crezând că e altceva. Da, 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 da. Și eu, de asemenea, jur pe sufletul meu păcătos. Și pe bună dreptate, senior Ortigoza, că dacă n-ai fi fost dumneata, nu s-ar fi întâmplat nimic din cele întâmplate, nu? Păcatele mele or fi de vină, că-și nefericita de mine, fără să știu cum și de ce, mi se aruncă mie în spinare greșelile pe care le se vârșesc alții. Senioresc, domnile voastre, să pleci, gata, cu toți să pleci și să fie lucrat bun. Eu vă mulțumesc pentru bunele intenții, gata, căci acum soția mea și cu mine rămânem împăcați. Mă rog, mă împac, da. Mai întâi să cer iertare vecinei. Da. Dacă ai nutrit pentru ea vreun gând rău. Da, 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 să cer iertare tuturor vecinilor despre care am gândit eu rău, nu m-aș termina niciodată. Dar cu toate astea îi cer iertare, signore Ortigoza. Signor Canisare, și eu vă acord. O clipă, prieten, și ca să nu fi venit degeaba, cântați, prieteni, cântați și să sărbătorim împăcarea cu cântecul nostru. Senioare, senioare, nu vreau muzică, vă scutez de cânte, plecați. Chiar în pofida dorinței dumneavoastră. Ploi la San Juan de vin, n-avem pâine și nici vin. Cearta de la San Juan pace de pe-ntregul an. Dacă plouă pe ogoare grâu și vine încolțite, goale stau și văduvite boloboace și hambare. Dar gâlcevile pornite chiar în zi de San Juan pace dau, pace dau pe-ntregul an. Soț și soață, bine știți, se mai ceartă, dar apoi, după vașnic tărăboi, parcă-s mult mai mulțumiți. După nor un pic de soare, mult mai vesel mi se pare, iar gâlcev de San Juan, pa, 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 îmi pace dau pe-ntregul an.
el rufian viudo llamado Trampagos. Codoșul văduv pe nume Trampagos. Traducere de Sorin Mărculescu. Vademecum? Da, da, senior, da, stăpâne. Să vii cu sebile. Da, da, senior, Trampagos. Să văd. Uitați, sebile. Le-am pus. Hai, du-te, da? Și scoate aici jilțul, da, împreună cu celelalte scaune din casă. Hai. Da, prea bine, senior Trampagos. Vai. Damisela, damisela mea, și-a obștii chiar, ți s-a împlinit și ție sorocul. Singur stau și tu plecat ai și ce-i mai trist, că nu-mi închipui unde, deși gândind la felul vieții tale smerit, temeiuri am destul, a crede că astea afli. Încă nu mă încumet să-ți dibun să lași în viața elaltă. Vai, traiul fără tine moarte mi-este. Cum de n-am vegheat la căpătăiuț când duhul ți-l-ai slobozit în aer? Rost omenesc parșiv, au cine-ți crede, ieri, damisela fu azi, lut de gheață. Atra, Agos, cum de cu putință să-ți fii vrăjmaș cu atâta înverșunare ca o poci să lași să moară în groapă sub straiele scernite, mândru soare al coscărimei. Zău, jupâne, gata cu hohotul de plâns și optatul ajungă-ți. Mai bine schimbă-ți gârlele de lacrimi în rugăciuni. O, Doamne! Pomeni și parastase spre odihna damisele. Iertă, Domnul, că trag mai greu ca bocet și suspine. Zău, ciripiști la fel ca teologii, matale, da, care ești codoș, da, jupân Chichiznache. Până însă ce rânduiala schimb, ia, pune mâna pe spadă, așa, mă rog, matale, să te-i făsuim de o nouă înțepătură. Neatrapagos, nu-i vreme azi de înțepături, că plouă și ori mai ploa condoleanțe o droaie, iar nouă la fandări să ne stea gândul. Dar câți ani avea când ți s-a stins sărmana? Pentru surate și pentru vecine, 32. Da, înfloritoare vârstă. Adevărul este că împlinise 56. Dar îndemânarea cu care și-a ascunse, mă uimea. Da. Ce cărunteți boite, ce zuluf în părul ei de argint, schimbat în aur, în 6, peste o lună, 15 ani de când mi-e birnică și niciodată din pepe nu m-a scos și nu-mi dă te prilej să învăț spinarea biciuită. Minune, minune, ce pildă rară de statornicie. Al ei era. Mai încape vorbă. Femeie demnă de proslăviri. Da, dar de ce a murit? De ce? Da. De mai nimic. De nimic? Avea, zic doctorii, vătămături la hipocondru și ficat iar apa de tamarin. Ar fi ținut-o în viață chiar 70 de ani, dar fi băut-o. Și n-a băut-o. Negioaba, negioaba, de-ar fi băut-o în ziua judecății de-apoi în viață o apuca. Greșeala-i că nu a nădușit. Gata, s-a făcut, stăpâne. Prea bine, vademecum, prea bine. Spune-mi, jupân Trampagos, aud că avea la bube așa ca niște havuze pe brațe și picioare. Avea amărât, avea fântâni, erau ca un aranjuez. Dar orice ai spune din trânsa, mi-e țărâna acum, cele mai mândre și mai dal de cărnuri din cât a avut vreodată vreo femeie. Și acum 2 ani de n-ar fi început să-i se strice gura, îți părea când o strânge la piept, că strânge în locul ghiveci, cu busuiocuri, cu vâzdoage. Avea vreo carie sau miscaiapte, care stricară perle din gură, vroiam să spun, măselele și dinții. S-a deșteptat odată, fără dânsii. Da, e adevărat, dar pricina e că seara tot fără ei a adormit. De-i buni, i-am numărat eu, 5. De ceilalți calpi, ținea în găvan dosiți
Priviți cu grijă doi șteți. De ce te bagi așa ca musca în lapte? Sanci, spun adevărul! Hai, drapa! Mi-am mintit de asaltul de adineauri. Ia sabia! Și așa este ca la început. Hai, duce acolo! Angal! Ei, dar mai lăsați o baltă cu sediile și puneți-vă asaltul în cui acum, că uite, se îmbunzesc la miere muscavecele. Da, da, sosesc Pitanga și Dichisita și Coțofana. Și Juan Claros, neacotoșu. Să vii într-un ceas bun și aibă 1000 de ceasuri de astea. Și matale așișteri. Jupând Trampagos. Dar ești îmbrăcat în mantie neagră. Dar ar Dumnezeu în strălucire bezna să ți-o schimbe. Vedeam el ajupuit luminătorii de pielea neagră și înspăimântătoare. Iisuse sfinte, ce strigoi noptatic! Lipsesc în din față! Ce sclifoseri! Un troglodit aș fi! Un canibal de-aș fi însolit al minter! În restriști această cruntă. Tot ce spune drept e. O mină de aur pierdui cu dânsa, un zid al iedrii smintelii mele, un pom umbros al hofului din mine. Era fascinat de aur, damisela. Să mi te toronești în fapt de seară și să te pomenești când tragi zăvorul cu 60 de pitaci. Păi nu de acolo. Vezi, dar ce păgubescă putrezește? Îmi recunosc greșeala. Totdeauna i-am pismuit. Nemai văzut râvnă. Eu nu mai pot. Fac doar ce-mi stă în putere și nu ce vreau. Așa e, Coțofano? Nu-ți face sânge rău, Dichisito? Mai bine îți prinde ajutorată de domnul decât sculat cu noaptea în cap. Pricina! Zicala voastră vine ca turnată în somnorav ar Dumnezeu de toante. Făpturi suntem și domnul n-a făcut pe nimeni ca să-l lase de izbeliște. Nu mi-s grozavă, dar prânzesc, cinez și mințolesc ca pe un boboc stăpânul. Femeia cu lipici. Zău, nu-i urâtă. Urât e dracu! Dar bine și mai pledează Bitanga dreptul și-ar face o încă mai abitir, dar spune și că-i fată și curățică doar din care afară. Starea lui Trampagos tare-i tristă. Fetelor, mi-am pus veșmânt cernit și mi-am preschimbat ochii în două pocale. De rachiu? Mă știi tu, sugător, mă? O de rachiu? Eu cred că marele Trampago scată să-și potolească veșnica jelire, fiind petrecăreț ca odinioară, să-și ia podoabă în stare să-l albească. Cel viu se cade în jimblă să se înfigă, așa cum mortul merge întins la groapă. Prin urmare, judecătorul nostru va fi jupân Cichiznache. Da, da. El să fie, el. Da. Micuțe sunt, Trampagos, dar să știi că mare mi-e dorința de a-ți fi slugă. Ipovnic n-am, dar am carboave 80. Eu am 100 și-s de duh, nu tâmpan. Eu 22 și încă 24 și nu-s nătâncă. Ce mi-aud, Iisuse? Mă înfruntă Coțofana și Bitanga. Vă măsurați cu mine? Voi îl suneți? Tu, șerpișor de sârmă, și tu... Tondo! Piața din ciolanele bunicii! Hei, poate Dichisito, prinde muște! Nu dau pe tine nicio plara clară! Văzure! Uite, vaca încălțată cu poate să le calece pe toate! Pe mine? Pofta în cui! Că eu nu sufăr poveri fără folos și nedorite! Să știți că eu țin partea cu Coțofană! Băgați-mă la cap, că Dichisita... sub aripa mocrotitoare stă. Cichiznache! Nu că nu-mi trebuie să fiu ajutorată. Păzea! Păzea că mă răspunde una singură! Și spăi și eu! Cu mona împăcătoată obrajii de cutuia figurată! Răzabet arată-i marelui Juan Carlos! Las-o, fira real! Las-o să fie în pace cu mutra ei de cocă prăzbătoare! Gata!
Gata, gata, sfârciți gânceava și jupânul aleagă jumătate singur, după cum e placul, sau poate plaga. Da, da, sunt mulțumită. Așiși de eu. Și eu, slăvit fi Doamne. Ai, slăvit fi Doamne că leac grozav la boala rea găsit-am. Da, da. Te îndrume cerul. M-am săturat și aleg, da, da, da. De ești sătul, Trampagos, și, da, și aleasa sătulă îți va fi. Da, așa-i, greșit am, aleg nesăturat. Așa. Pe-ndrume cerul. Da, vă spun că mi-o aleg. Pe dichisita! Să-și o mănânce friptă cichisate! Mai chiar și crudă, că e tot gustoasă. A ta sunt, arde-mi, arde-mi amândoi obrași. Îmbrășitoarea n-ai. Chilipir, joai, că-i doar nopismui. Că nu e prea catolic, nea Trampagos. Pe damisele ieri la groapă a dus-o, iar azi a și uitat-o. Da, bine zici! Fă-mă totul manteaua cernită, va de mecum și zi tăticului să-ți împrumute 12 bani pe dânsa. Păi mi se pare că și eu am vreo 14. Nu te șadu șasea zumbres de vin scump. Să-i aripa picioare! Da, și la umeri, am înțeles, stăpâne, 6 de vin! Dar de nu-i abaua zău mai mult și mâine aș fi bun de dus la groapă. Tu? Facla, facle, ori din ochii tăi, cu mult mai bine îți stă în veșmântul ăsta decât în celălalt întristat și negru. Au sosit muzicanți. Felin întins, aduși de damful vedrei, cu mărful și cu mine. Bun venit! Vine și vademecum, cu pocalurile vii de vin. Știți că n-o să ducem lipsă noi de pocaluri astăzi. Hai să vină! Hai să vină! Ionăluca? Cine este? În haine de captiv? Nu-i chiar Scaraman? Ba el e sigur! E Scaraman! Ai, sufletele, dragă! Dă-mi brațele, tu stâlp al coțcărimii! Scaraman, Scaraman, amice, deci să ne bucurăm? Nu ești statuie? Ai, nu mai sta mut, prietene, te ascultă! Ce haine porți și ce-i cu lanțul ăsta? Ești oare duh, cu toate că te pipă și ești în carne și în oase? El e, nu se poate spune nu, deși mai tace. Da, sunt de Scaraman. Să ascultați-mi povestea scurtă a lungii mele patimi. Hai! Tăt în Berberia s-a frânt galera pe care, pus de un jude cu parapon, eram vâslaș închietor pe stânga. Schimbându-mi lanțurile și destinul, mă pomeni robit de turci acum. Hai! Dar după 2 luni, făcuta pronia să izbutesc să fug pe o careotă. Sunt iară slobod și stăpân doar eu mis. Hai! Făcui un legământ de neștirbit să-mi lepăt haina aceasta și povara doar când am să le atârn pe zidul sfânt al unui schit cu cernic de pe acasă, de-i zice San Milian de la Cogoria. Hai! Aceasta-i dar povestea mea ciudată, prea vrednic amintirea îmi s-o păstrez. Ce vorbe mi-a ieșit în lumea asta cât în cealaltă m-au ținut departe, năpastam și norocul. Veri și uscate te-au și înălțat în furși comedianți. Și au gătit o tocăniță din oasele cu măduvioara întreagă. Te-au pus în rând cu sfinții, nu-ți ajunge? Te cântă lumea în piețe și pe uliți, în case și în teatre te dansează. Poeților le-ai dat mai mult de lucru. Merge bucul, frate, până în grajdul. Da, da, la râu spălătoresele te freacă rândașii toți de zormi te țesală. Așa e, ca pe un cârmâns te-au tărciuit, vai, Doamne, și mi te-au jumulit ca pe o găină. Sărit, dar împotriva ta cu jalbe, împovărându-te cu vini cumplite. Olé, olé,
A scăpat de la galere, neînfricatul e Scaraman. Poterele minunându-și și scurtându-și chiromar. Păi astea vi surările de bine. Ce? Credeți că am uitat ce e Chiohanul? Mă întorc mai sprint în azi ca mai înainte. Nu credeți? Nu. Ia cântați! Și jos cămașa! Tu, rod și floarea celor ce dansează, ce falnic te-ai păstrat! Ușor și sigur! Și nu te-mi trapagos, ma cinstio! Cântați! Și o să vedeți că-s argint viu! Pășirea după cântec potriviți-o și să dați greș, va fi cu neputință! Hai, cântați! Că chiar și crab de nelătare! Ah, mor să-l mai văd odată prins în dans! Ochi și urechi, fiți toți! A scăpat de la galere, neînfricatul e Scaraman. Poterele minunându-și și scurtându-și chinul amar. A s-a întors arate lumii, binecuvântatui dar. Sprinteneala și curajul, ca și aerul regal. Cum lipsește Damicela, locul azi l-a luat. Dichisita cu miroaznă, mai cu floarea de naranz. Dichisita prinde acum să izbească mândru pas. Și pe drept căci dânsa-ntâia rostrea Don ne-a învățat. Ole, ole! Cu Scaraman să joace, Coțofan apoi cu ea, și Chisache, iar Bitanga cu Juan Claros mare crai. Slavă Domnului minunei! N-ai putea râvni ceva mai cu farmec și mai sprinten și mai sigur mai în hangă! Fiind sărarul că la sapă o ceapă și un titan și jucați tu trei cu mine! Să te țină, sunt Ioan! Mai frumoasă îmi puse nunta decât nu vă-l Ioan! Strige toți la fel ca mine! Să trăiască Scaraman! Să trăiască Scaraman! Să trăiască Scaraman! El retablo de las maravillas. Panorama minunățiilor. Traducere de Ileana Georgescu. Nu uita, draga mea Cirinus, sfaturile pe care ți le-am dat, îndeoseb cele ce privesc această nouă păcăleală care trebuie... Trebuie să ne reușească. Ilustre Ceanfalia, în ceea ce mă privește, nu-ți fă nicio grijă. La memoria și inteligența pe care le-am se adaugă dorința mea vie de a te mulțumi. Da, ia spune, la ce slujește micul Rebecar, muzicantul ăsta pe care l-am luat cu noi? Dar numai noi doi singuri. Nu putem să ducem la bun sfârșit această treabă. Avem nevoie de el ca de pâinea cea de toate zilele, să cânte până când apar figurile în panorama minunăților. Aoleu, minunăție ar fi să nu azi vârle cu pietre noi,
numai din pricina muzicantului, căci de când sunt pe lume, n-am mai văzut o asemenea stârpitură de copil. Iată, vine stârpitura. Domnule director Șanfalia, facem ceva în satul ăsta sau nu? Arde dorința de a vă arăta că n-ați greșit și că n-am să fiu o povară pentru dumneavoastră. Bine, patru trupuri bine, cât al tău n-ar face, nici cât o treime de povară, cu atât mai puțin una întreagă. Dacă ești muzicant tot atât de mare pe cât ești de înalt, am dat de naiba! Domnule Șanfalia! Cei care vin spre noi trebuie să fie cu siguranță pretorul și alcazii. Să le ieșim în întâmpinare, filingușitoare, ferește-te să-mi pungi. Și nu uita, pentru oamenii ăștia eu sunt Montiel, cel ce aduce panorama minunății. O slugi, slugi prea plecate al înălțimilor voastre. Sluga! Care dintre înălțimile voastre este guvernatorul acestei localități? Eu sunt guvernatorul. Ce doriți, oameni buni? Păi, am vrea... Dacă aș fi avut un dram de judecat, ar fi trebuit să-mi dau seama că prezența aceasta amplă și aleasă nu putea fi decât a pravrednicului guvernator acestei distinse comune minunate. Da, viață lungă, Doamne, și domnișorilor, dacă domnul guvernator îi are. Domnul guvernator nu e însurat. E, pentru că va fi, nu? Nu se pierde nimic. Nu. Ei bine, ce dorești la cinstite om? Păi noi aș vrea... Cinstite zile să trăiască înălțimea voastră care astfel ne cinstește. Căci dacă stejarul dă ghindă, părul pere, vița strugul, omul cinstit dă cinste, fără să poată face altfel. Da, sentință ciceroniancă. Da, căreia nu-i pot scoate sau adăuga nici măcar o iotă. Domnul alcalde Benito Repolio a vrut să spună ciceronian. Domnule Crefier Capaccio, eu vreau să spun întotdeauna cum e mai bine. Așa. Din păcate, de cele mai multe ori nu-l nimeresc. Așa. În sfârșit. Ia spune, străine, ce dorești? Eu, domnii mei, sunt Montiel, da? Cel ce aduce panorama minunăților. Panorama și ce este aceasta? Panorama minunăților. Păi, se spune astfel pentru lucrurile minunate care se arată în ea. A fost gândită și întocmită de înțeleptul Tontonello. Astea și stele cu asemenea puncte, caractere și observații încât cel ce are în vine ceva sânge evreiesc sau nu e născut din părinți legitimi, nu poate vedea ceea ce se arată în ea. Cel ce este atins de aceste boli atât de răspândite să renunțe a mai vedea lucrurile nemai auzite și nemai văzute din panorama mea. Acum încep să văd că în lume afli în fiecare zi lucruri noi. Așa este, da. Și într-adevăr îl chema Tontonello pe învățatul care a alcătuit panorama minunăților. Tontonello se numea și era născut în orașul Tontonella. Un om despre care mergea vestea că ajungea barba până la brâu. Cei mai mulți oameni cu barbă lungă sunt din calea afară de înțeleg. Domnule consilier Juan Castrado, eu hotărăsc, dacă și dumneata ești de aceeași părere, ca în seara când se logodește fica dumitale cu Ana Castrada, domnul Montiel, în cinste logodnii, se prezinte în casa dumitale panorama minunăților. Sunt cu totul la ordinele domnului guvernator. Aprob părerea domnii sale și o sprijin. Cu toate că există ceva împotrivă. Împotrivă e faptul că dacă nu ne plătește dinainte munca noastră, nimeni nu va vedea nimic. Și înălțimile voastre, domnilor slujitori ai dreptății, nu aveți conștiință și suflet în trupurile astea? Frumos ar mai fi să intre tot satul în noaptea asta în casa domnului Juan Castrado sau cum îi zice înălțimii sale, și să vadă ceea ce apare în panorama minunăților
Iar mâine, când o vrea să o arătăm din nou, să nu mai fie țipenie de om, da, doritor să o vadă. Nu? Nu, doamnelor, nu! Nu! Nu. Să ni se plătească dinainte ceea ce ni se cuvine. Da, da. Ei bine, doamne, domnule, da, sunteți mulțumiți dacă vi se dau înainte 6 ducați? E cam puțin. Oh, bun, și vom avea grijă ca oamenii din sat să nu intre în seara asta în casa mea. No, no, eu sunt... mulțumit, da, pentru că mă încred în zelul și în roadele silințelor înălțimii voastre. Da, atunci veniți cu mine, domnule director, da, veți primi banii, da, 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 și veți mulțumim vedea casa și ce posibilități sunt pentru a înfățișa panorama minunății. Da, să mergem și să nu uitați însușirile pe care trebuie să le aibă cei ce vor îndrăzni să privească minunata panoramă. Da, asta, da, rămâne, da, în seama mea. Iar cât despre mine, vă spun că pot merge încrezător la această judecată. Da. Deci tatăl meu, așa, e cea mai bună chezășie. 4 degete de o sânză de vechi creștin. Da, 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 4 acoperă cele 4 coaste ale obârșii mele. Așa că judecați și dumneavoastră dacă voi putea vedea panorama. Toți credem că o să o vedem, domnule Benito Repolio. Dar nu ne-am născut pe Maidan, domnule Pedro Carpaccio. Să mergem, domnule director, da, 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 și să ne apucăm de treabă. Da, da. Căci Juan Castrado e numele fiului Anton Castrado și al Juanei Macea. Da, da. Vă spun mai mult, că sunt sigur că pot sta liniștit față în față cu asta, cum îi zice, panorama minunăților. Da, da, să dea Dumnezeu să fie așa. Mergeți cu bine! Mergeți cu bine! Mergeți cu bine! Domnii mei, binevoiți să veniți, totul este pregătit, nu rămâne decât să începem. Ai banii la chimir? Legați bine cu barele sufletului. Cam puțin. Să mergem, da, să mergem, domnule director, da, pentru că mă furnică în picioare nerăbdarea de a vedea minunățile acestea. Hai, da, 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 da. Așa, poți să te așezi aici. Așa, Tereza Repolia, draga mea, căci vom avea la logodna mea panorama minunăților. Și pentru că știi condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei ce vor privi panorama, da? Da, să n-aibă sânge evreiesc, da? Și să nu fie copil din flori. Așa, da? Deci fii cu ochii în patru, căci ar fi o mare nenorocire. Tu știi, Juana Castrada, că sunt vara ta și mai mult nu spun. Dacă aș fi tot atât de sigură că voi merge în rai, cum sunt de sigură că voi vedea tot ce va înfățișa panorama minunăților pe viața mamei mele, că mi-aș smulge ochii din cap dacă mi s-ar întâmpla vreo nenorocire. Asta mi-ar mai lipsi. Liniștește-te, verișoară, liniștește-te că începe să vină lumea. Luați loc cu toții! Da, luați loc! Panorama minunăților va fi în spatele acestei perdele, da, unde va sta și directoarea, da, 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 signora Chinos. Da. Iar aici, în față, va sta muzicantul, da, adică micul nostru de carte. Ăsta e muzicant? Da! Băgați-l și pe el după perdea. Cum? Nu, 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 cu condiția să nu-l văd, accept în schimb să nu-l aud. Nu aveți dreptate, înălțimea voastră, domnule alcalde Ripolio, să fiți nemulțumit de acest muzicant. E bun creștin și e hidalgo de viță cunoscut. Așa e. Așa e. Calități, într-adevăr, necesare ca să fie un bun muzicant. Da, ca hidalgo poate să fie de neam, dar ca muzician, neam. În fine. Da. Ar fi bine ca domnul Marcel, da, să înceapă reprezentarea. Imediat. Domnule guvernator, ce bagaj are directorul ăsta pentru panorama așa de mare? Păi, totul o fi o minune. Atențiune, domnilor, că încep. Tu, oricine ai fi,
tu care ai alcătuit această panoramă cu o artă atât de minunată încât a ajuns să fie numită Panorama Minunăților. Te conjur, te constrâng și îți poruncesc ca fără zăbavă, pe loc, să arăți acestor domni câteva din minunile tale pentru ca să se bucure și să se veselească ei, fără nicio tulburare. Dumnezeu! Că ai răspuns rugăminții mele, că și din partea aceea, acolo, uitați-vă acolo, apare figura mult prăvitea lui Samson! Samson! Când în brațe coloanele templului pentru ca să le doboare la pământ și să se răzbure pentru spanii săi. Oprește-te! Pace, cavaler! Pentru numele de Dumnezeu, oprește-te! Nu poți fi asemenea imprudență, că-ți poți prinde sunt coloane și poți face pilaf! O atât de mare și de nobilă adunare ca aceea pe care, ca aceea ca să strâns aici! Oprește-te! Îl vezi? Îl vezi? Oprește-te! Oprește-te! Mie dragi! Frumos ar fi ca în loc să fi venit să ne distrăm, să ne pomenim aici făcuți pilaf! Domnule Samson! Domnule Samson, opriți-mă, păcatele mele, că doar vă rog că niște oameni buni! Îl văd, îl văd! Dumneata, îl vezi, Castrado? Cum să nu-l văd? Capaccio, ce? A mor și la ceafă? Mare minunăție mai e și asta! Îl văd eu pe Samson cum îl văd pe sultanul din Constantinopole și totuși mă fălesc că sunt fiu legitim și creștin de viță veche. Ia seama, omule! Ia seama că vine taurul! Ole! Taurul pe lomul de hamalul acela în Salamanca! Aruncă-te jos! Aruncă-te jos! Dumnezeu să te apere! Domnul să aibă milă de tine! Uscați-vă toți, toți la pământ! Orașul ăsta parcă are pe necurat în el. Pare ager și mânios. Dacă nu mă culc la pământ, mă ia în coarne cât ai clipit. Domnule director, domnule director, faceți dacă e cu putință să nu apară figuri care să ne spăimânte. Nu spun pentru mine, ci pentru fetele astea care nu mai au o picătură de sânge în vine din cauza ferocității ăstuia, taurului. Vai, tata, nu se-mi vine în fire nici peste 3 zile. M-am și văzut străpunsă de coarnele lui care sunt mai ascuțite decât sulițele. Păi n-ai fi fica mea dacă nu le-ai vedea. Da. Asta e bun, toți văd și eu nu văd nimica. Dar în cele din urmă va trebui să spun pentru păcătoasa de onoare că văd. Vai, ridicați-vă pe scaune. Ia uitați-vă ceata aia de șoareci care este pe acolo. Coboară linie dreaptă din cei de pe corabia lui Noe. Unii sunt albi, alții cu pete roșii sau negre. Unii sunt pestriți, alții albaștri și în sfârșit toți sunt șoareci. Iisuse, biata de mine aur. Țineți-mă că mă arunc pe fereastra aia. Șoareci? Nefericita de mine! Prietene! Da? Prietene, strângeți bine fusta și ai grijă să nu te muște! Și sunt mulți, nu glumă! Pe sufletul bunicii că trec de 1000! Eu sunt cea mai nefericită că-și năvălesc peste mine fără nicio prietenă! Un șoarece negru m-a prins de genunchi! Cerul să mă ajute, căci pe pământ slabă nevește! Bine că port pantaloni, prin ei nu poate să vinte niciun șoarece, oricât de mic ar fi! Apa asta care cu atâta grabă se desprinde din nori, iese din izvorul și de rasne fluvului Iordan! Chipul de femeie pe care l-atinge îl face strălucitor ca argintul, iar bărbaților le face bălbile ca de aur! Auzi, prietena, auzi, Tereza,
Da? Ah, descoperă-ți fața. Ai tot interesul? Ce licoare plăcută! Tata, acoperă-te! Acoperă-te să nu te uzi! Da. Păi toți ne acoperim fața. Ce licoare plăcută! În spate! Așa! Pătruți pe toate și la spinării. Eu sunt mai uscat decât un vreasc. Ce bine! Ce naibă! Poate să fie și asta. Nu m-a atins nicio picătură, în timp ce tot se neacă. Dar dacă îi fi numai eu bastard dintre atâția legitim. Hei, luați de acolo muzicatul ăla. Luați de acolo, că de nu jur că plec fără să mă mai uit la vreo figură. Și tu, terpitură! Da! Terpitură de muzică! Da! Păi ce te-ați odată cu zdrângânea la aia? Păi că au dat dragi în tine! Domnule alcalde! Ce? Am o rugăminte! Ce? Vă rog să nu vă vărsați năducul pe mine! Eu cânt așa cum a binevoit să mă învețe bunul Dumnezeu! Așa-i, Dumnezeu da. Trebuie să te învețe, pocitare! Păi, ascunde-te că mă pregea, că te nu... O tărnice mea! Îți vârnu partea! Do! Îmi vine să cred că numai necuratul pu-pu-pu-pu m-a adus în satul ăsta! Ce rece apa râului Sfântul Iordan. Cu toate că m-am acoperit cât am putut, totuși m-a stropit, da, m-a stropit puțin pe mustăți și aș pune rămășag că mi s-au făcut galbene ca aurul. Ba chiar de 10 ori mai rău. Vai, ce se aude! Iată! Iată că vin vreo două duzini de lei fiormișe! Și de urși! Aștiați după miere! Măcomul să se păzească! Măcomul să se păzească, deși închipuiți! Ne vor cam da de furcă, chiar dacă am luptat cu puterea lui Hercule și cu sările goale! Domnule director Montiel! Da, vă rog! Cam întins coarda! Adică vrei acum să ne umpli casa cu urși și cu lei? În loc de privighetori și de ciocârlii, iată că Tontonelul ne trimite lei și balauri! Deci, domnule director, sau apar figuri mai plăcute la vedere, sau ne declarăm mulțumiți cu cele văzute și du-te cu Dumnezeu, fără să mai zăbăvești nicio clipă în satul nostru. Hai! Senior Benitore Repolio, lasă să vină urși și lei, cel puțin pentru noi, căci suntem bucuroase să-i vedem. Cum fata mea? Mai înainte te înspăimântai de șoare și acum vrei urși și lei? Păi, tot ce e nou, ne place, tata! Tânăra aceasta, tânăra! Cine-i tânăra aceasta, Chirinu? Ia-mi Grațiu! Poțișează atât de chimpeșă și de dichisită. E Mita Herodiana. Ea e. Prin dansul ei a obținut ca răsplată capul premergătorului lui Hristos, Ioan Botezătorul. Dacă se găsește cineva să-i fie pereche la dans, atunci o să vedeți minuni. Mii de dragi! Așa mai zic și eu. Iată un chip frumos, plăcut, strălucitor. Iată, uite cum se mai frământă curviștina. Ne poate? Da, un pic, ne poate. Dar tu care ai boala castanetilor, ajută-o să danseze și o să se încingă o petrecere de pomină. Asta zău că-mi place, unchiule Benito. Bravo! Mamă, Doamne, strajnice mai sunt dansurile astea vechi, Sarabanda și Ceacona. Așa de poate, așa, ține piept acest lucru ca să-i freche. Domnule director, dacă e breică, atunci cum vedem inumățiile astea? Orice regulă are excepții, domnule alcalde, de aia. Cine este aici, domnul guvernator? Eu sunt. Cine ești și ce dorești, domnule?
Sunt furierul companiei de călăraș și vă rog ca de îndată să porunciți să se pregătească găzduirea pentru 30 de soldați care vor sosi aici peste o jumătate de ceas. Sau poate chiar înainte, căci iată, a și început să sune trompeta. Cu bine! Eu aș spune Rămășan că-i trimite învățatul Tontonel. Nu, nici vorbă de așa ceva. E o companie de călăraș care e poposiți la două leghe de aici. Lasă. Încep să-l cunosc pe Tontonelo și știu că dumneata și eu sunteți niște șmecheri fără pereche. Da. Ca și muzicantul de altfel. Da, ia seama. Îți poruncesc să-i poruncești lui Tontonelo să nu îndrăznească să-i trimită pe soldații ăștia cam să pun să li se dea câte 200 de lovituri de cărbași pe spinare, așa că să se admire unii pe alții. Și vă spun, domnule alcalde, că nu-i trimite Tontonelo, nu-i. Și eu îți spun că-i trimite Tontonelo. Ba da, așa cum i-a trimis și celelalte pocitane pe care le-am văzut eu. Da. Toți l-am văzut, domnule senior Benito Repolio. Bine, eu nu spun că nu, senior Pedro. Aici! Gata găzduirea! Caii au și intrat în sat. Te-ai și întors? Vă să zic că a rămas tot pe voia lui Tontonelo. Pentru numele lui Dumnezeu, născocitor de Meluci și de Parascovenii. Hai să mă plătești! Fiți martor că m-a amenințat alcaldele! Da! Fiți martor că alcaldele spune că ordinele majestății sale sunt ale învățatului Tontonelo. Dar ar domnul atotputernic să te văd, Tontonită! Mie mi se pare că, într-adevăr, soldații aceștia nu sunt lucru de șagă. Dar cum să fie lucru de șagă, domnule guvernator? Sunteți în toate mințile? Ar putea foarte bine să fie tontoniți asemenea chipurilor pe care le-am văzut până acum. Dar să binevoiască domnul director să o facă să apară din nou pe domnișoara aia, Herodiada. Pentru ca domnul acesta să vadă ce n-a văzut niciodată. Da. Așa, cine știe, poate că așa îl vom face să plece cât mai grab de aici. Da, asta bucuros, ia-t-o aici, se întoarce și face semn dansatorului să rea joc. Uitați-o, în ce privește, n-am să o las să aștepte. Așa ne poate, așa, obosește-o bine. Așa vârtește-o într-una, supa ta asta e argint viu. Dați-i așa, dați-i înainte. Au înnebunit cu toți, trace. Ce fate asta? Și ce dans? Și ce Tontonelo? Cum, domnul furier n-o vede pe domnișoara Herodiană? Ce drag de domnișoară trebuie să văd? E limpede, e unul dintre ei, dintre ei. E dintre ăia. Domnul furier e dintre aceia. E dintre cei pătați. Pătate e târfa care v-a născut. Și pe legea mea, dacă pun mâna pe spadă, vă faci să ieși spre terasă, nu pe ușă. E unul dintre ei. Fără îndoială, e dintre aceia, de vreme ce nu vede nimic. Picăloșilor, dacă mai spuneți o dată că sunt dintre ei, nu vă las niciun os întreg. Convertiții și bastarzii n-au fost niciodată curajoși. Da, niciodată. De aceea n-o să încetăm să spunem, e dintre ei, e dintre ei! Se ia trăcă, miserabilă! O să vedeți! Dracul a sunat din trompetă și-a adus soldat. Parcă ar fi chemat cu clopoțel. Succesul a fost nemai auzit. Panorama minunăților și-a vădit din plin virtuțile. Și mâine putem să o arătăm în sat. Iar noi putem să cântăm izbânda în această bătălie. Trăiască și Rinos și Ciapaio! Și muzicantul, și muzicantul! Stați-vă! Ați ascultat un triptic Cervantes.
Bătrânul Gelos, Codoșul Vădu pe nume Trampagus și Panorama Minunăților. Traducere de Ileana Georgescu și Sorin Mărculescu. Adaptare radiofonică de Domnica Țundrea Gheorghiu. Distribuția a fost următoarea: Canisares, Trampagos și Ciampalia, Mihai Fotinou, Lorenza, Dichisita și Castralda, Virginia Mirea, Ortigosa și Chirinos, Dorina Lazăr, Cichisnache și Benito, Cornel Vulpe, Juan Claros, Cumătrul și Juan Castado, Ion Marinescu, Cristina și Teresa, Crina Mureșan, Alguazilul și Furierul, Radu Panamarenco, Vademecum, Petre Lupu, Coțopana, Coca Blos, Bitanga, Magda Catone, Escaraman, Ion Chelaru, Guvernatorul, Ion Pavlescu, Capaccio, Candid Stoica, Nepotul, Nicolae Stângaciu, Micul Rebecar, chitaristul și autorul cântecelor, Eugen Cristea. În alte roluri, Tudor Heica și Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Eugenia Slate, Viorica Liche și Laura Mureșan. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.